cât de mult mai percep binecuvântarea lui Dumnezeu în propria viață. Sau, altfel spus, se mai regăsește în tine atitudinea de mulțumire specifică oamenilor recunoscători pentru că au în posesie harul de a fi trăit, să vadă și ei și să discearnă în propriile vieți minunile creației? Dacă nu, imaginează-ți astăzi una dintre cele mai dificile și ingrate situații din viața omului și anume cum ar fi fost să te fi născut orb într-o lume a surdomuților? Este o situație dramatică, cinică și fără ieșire pentru că dacă surzii sau muții au totuși o mică șansă în a se înțelege unii pe alții, pentru că văd realitatea care îi înconjoară, tu, un orb în lumea surdomuților, ai fi rămas condamnat pe vecie în sinistra negură a tăcerii. Dacă pentru primii există câtuși de puțin posibilitatea de a-și alina deznădejdea sufletului prin faptul că disting semnele celorlalți, pentru tine realitatea te-ar fi îngropat în neant, anulându-ți orice posibilitate de a vedea, a vorbi sau a auzi. Cu alte cuvinte, fără nici o șansă de a comunica și a găsi vreun sens vieții. Deși pare un scenariu greu de imaginat pentru o minte plină de optimismul și liberalismul cutezător, dar fără substanță, al generației contemporane. Analizându-ne totuși cu minuțiozitate, vom remarca că în mai toate aspectele vieții ne-am invalidat singuri, alegând să ne credem tari, înțelepți și puternici, deși am fost și suntem doar fire plăpânde de praf cosmic, călătorind pribeag prin viața efemeră. Alegând așadar să credem mai degrabă în noi înșine decât în Dumnezeu, ne-am pus singuri în ipostaza în care am ajuns orbi, moți și surzi atunci când vine vorba de mântuirea divină și orbecăim tacit sau cu pași răsleți în sarabanda negurii spirituale a sfârșitului de lume. Ei bine, transcriind acest tablou în viața cotidiană lipsită de dumnezeirea omului modern, putem rezuma că ne-am colorat viețile cu stres, îngrijorare și deznădejde, anihilându-ne astfel capacitatea de a mai putea vedea speranța și bucuria mântuirii. Dacă acolo unde ești, te regăsești și tu în ipostaza în care te-ai lăsat amăgit de promisiunile fără substanță ale oamenilor? Crezând astfel că vei găsi răspuns întrebărilor și problemelor care sapă în tine decadența? Aduți astăzi aminte că doar lângă Domnul Isus poți găsi împlinirea, desfătarea și belșugul. Și de asemenea că doar prin El poți ajunge să vezi, să auzi și să simți adevărul. Nu uita, este scris. Cât de scumpă este bunătatea ta, Doamne, Dumnezeule, pentru că la umbra aribilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Aceștia se satură de belșugul casei tale și tu le dai să bea din șuvoiul desfătărilor tale. Am încheiat citatul cules din Psalmul 36, versetul 7 și 8. Acolo unde ești, așadar, nu uita, Dumnezeu este lângă tine și așteaptă răbdător ca tu să-i cere ajutorul. Acolo unde ești. Bucură-te că ai în parteneriat pe cel mai mare, pe Dumnezeu. Fiți binecuvântați!